Un medic chirurg avertizează: normalizarea siluetelor plus size îngreunează lupta contra obezității și pune în pericol sănătatea adolescenților în special. Despre acest subiect discutăm chiar cu domnul dr. Mihai Ionescu, medic chirurg specializat în chirurgia obezității. Este chiar aici în platou. Domnule doctor, bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara. De ce poate să pună piedice, de fapt, normalizarea siluetelor plus size? Pentru că se observă o inversare a tendinței. Dacă în ultimii 30-40 de ani norma socială vis-a-vis de greutatea, mai degrabă a femeilor, căci revistele specialitate promovează în general produse și modă pentru femei. Dacă până acum modelul era cel al femeilor foarte slabe, acum se observă că există o tendință în a promova femeile supraponderale. Și eu pot să înțeleg asta, dacă privim din punct de vedere al incluziunii sociale, al toleranței, al accepțiunii vis-a-vis de toți semenii noștri, e în regulă. Dacă însă privim chestia asta ca pe o măsură care poate în timp să considere că supraponderabilitatea sau obezitatea este normală, atunci nu mai pot să înțeleg sau mi se pare dăunătoare. Pentru că riscăm să trecem dintr-o extremă în alta. Aici, într-adevăr, ar trebui poate să spunem care ar fi argumentele pentru care nu este sănătos ca o persoană să fie chiar și supraponderală. A fi supraponderală este un semn marcant că în timp, cu certitudine, vei deveni obez. Obezitatea, după cum se știe foarte bine, vine la pachet cu suferințe multiple. Cardiovasculare, boli metabolice, suferințe articulațiilor și așa mai departe. Nu e în regulă să fii obez, iar asta trebuie să ține minte zi de zi, toți. Când știi că ai devenit supraponderal, ca să mergem așa pe primul pas? E suficient să facem un calcul simplu, putem face printr-o aplicație pe telefon, se numește indice de masă corporală, care ne calculează în raport între greutate și înălțime și care ne spune în ce grad, din punct de vedere al greutății, ne aflăm. Trebuie să fim normoponderali între 20 și 24, supraponderali între 25 și 29, tot ce este peste 30 e considerat obez, în diferite grade, 1, 2, 3 și așa mai departe. Acum probabil că printre cei care ne urmăresc sunt cei care se întreabă: bun, și o persoană plinuță, acum știm că poate ea se simte bine, poate că analizele de sânge sau analizele pe care le face an de an sunt bune și totuși există un risc acolo ascuns din ce spuneți dumneavoastră, probabil pe termen lung, da? Sau dacă la un moment dat corpul nostru suferă mai multe lovituri deodată, poate chiar și o infecție din aceasta cu SARS-CoV-2. Poate să ascundă un pericol despre care noi nu știm. Cu siguranță, eu nu spun că oricine are greutate peste cea normală este... Sau că toată lumea trebuie să fie slabă. Sau toată lumea trebuie să fie slabă. Că nu, despre asta e vorba, să, da. Să, cum să spun, să ne chinuim zilnic sau să suferim o traumă în sensul că avem greutate peste cea normală. Nu. Ideea e să nu ajungem să gândim ca fiind normal o greutate din ce în ce mai crescută. Și asta se vede pentru că au început să apară promovări de modele supraponderale mergând până la XXL, adică dimensiuni de genul acesta ale hainelor. Deci noi trebuie să înțelegem că trebuie să promovăm normalitatea, în niciun fel excesul. Vedem și la noi în țară, dar se discută și la nivel internațional, foarte mulți copii supraponderali, foarte mulți copii deja în prag de obezitate. Aici pericolul este din start unul uriaș. Dacă până în vârsta adolescenței vorbim de astfel de probleme de sănătate. Acum, cred că numai de mult de 3 zile am vorbit cu mama unui tânăr care avea 13 ani și avea vreo 140 de kilograme. Oh. Mi s-a părut incredibil, cred că nici nu știu dacă am auzit până acum de o asemenea greutate. Și de ce s-a întâmplat? Nu știu dacă puteți să dați astfel de informații, dar cum de se ajunge aici? Nu am să pronunț niciun fel nume. Sigur, da. În primul rând, din păcate, n-am reușit să mă ocup fiind chirurg de adulți, dar... Păi e o coroborare între stil de viață și material genetic, așa cum am mai spus, cred că tot la dumneavoastră. Sunt doi mari factori care ne duc la obezitate. Materialul genetic cu care venim, o anumită predispoziție, încărcat cu mediul în care trăim și ceea ce mâncăm. Iar copiii în ziua de azi tind să mănânce tot fel de lucruri care încet, dar sigur, îi duc la adolescență la un nivel de greutate foarte ridicat, foarte devreme. Dar chiar și cu factorul acesta genetic, cred că putem ține problema sub control. Da? Printr-un stil de viață sănătos, prin alimentație, sport și consultul unui medic specialist până la urmă. Care Absolut. Să ne sfătuiască exact ce trebuie să facem. Cu siguranță, dar ce vreau să spun este că trebuie să fim conștienți zilnic de asta
și cu toată toleranța și cu toată, cum să spun, dorința de a privi și de a nu mai judeca pe semenii noștri cu probleme de greutate, căci facem asta, din păcate, da. Nici nu trebuie să credem în păcatul de a considera că e normal să ai o greutate ridicată. Adică, pentru ce pledez eu este pentru o privire asupra unor normalități din punct de vedere al greutății. Normalitate tocmai pentru a fi...